Ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Este duminică, orele 14, așa cum v-am obișnuit, începe Omul Sfințește Locul, emisiunea care este de fapt o vitamină cu efect pe perioadă nedeterminată pentru toți telespectatorii noștri argeșeni și nu numai. Și de ce spun că este o vitamină? Pentru că de fiecare dată v-am obișnuit să vă aduc oameni talentați, minunați, suflete tinere, copilași, da? Viitorul nostru, iată aici în dreapta mea. Și nu numai, și domnul și Constantin, mai netate, și mai netate, da, talent generația, pur aici, la Omul Sfințește Locul, Constantin Nica, iată, a poposit după atâta mar de vreme, bine ați venit! Vă mulțumesc mult pentru invitație! A slăbit! Am slăbit și mai slăbit, adică nu mai vreau să slăbesc. Gata, stop, nu? Stop! Dar să nu vreo dietă, ceva? Da! Deci dietă? Deci discutăm un pic mai târziu despre dieta minună, iată că a slăbit și arată mult mai tânăr! Deci e vreun secret? Vreo operație estetică? Alimentația. Deci iată, alimentația este secretul. Și pentru că vorbim de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de suflete tinere și pline de energie, cine alta putea să fie decât lângă domnul Constantin Nica, care este un suflet tânăr, veșnic tânăr și frumos, o altă doamnă minunată care este la fel de tânără și la fel de frumoasă. Bine ați venit, doamna Valeria Coman. Vă mulțumesc mult, mereu scumpă. Vă mulțumim pentru invitație și îl știu pe domnul Nica din tinerețe. Da, deci, cu fratele de fiecare dată, da. Doamna știe absolut pe toată lumea. Da, chiar cu fratele dânsului am dansat, am făcut dansuri la folclor cu fratele dânsului. Ia, ce frumos! Ce frumos! În tinerețe și îl admir de fiecare dată cu cele mai frumoase melodii, rămân la suflet. Da, și o voce minunată și versuri minunate. Da. Doamna Valeria a venit însoțită de o frumoasă domnișoară, presupun. Studentă, da. Este studentă. Prezentați-o, vă rog, așa, în stilul dumneavoastră caracteristic. Claudia Blându, studentă, spune tot, Claudia. Mă cheamă Claudia Blându și sunt studentă în Pitești la Facultatea de Teologie, Elite și Arte, la secția Artă Sacră. Ești foarte frumoasă, să știi, trebuie să Este model, da. Și sunt pasionată de pictură și de arhitectură. Și de modeling. Da, de modeling, da, și o fată foarte cu minte serioasă, îmi place foarte mult de ea și o să spunem despre un proiect care facem împreună cu ediția a treia la tabăra de vară. Vom merge la Dinu Lipati să pictăm și să-i coordonăm împreună cu doamna Rodica Mihalache. Vom invita toată lumea pe 25 iulie. Și alte frumoasă, da, o premiantă și cu toate trofeele am invitat-o să vină. Spune-te, frumosule. Nedelcu Diana Elena. Sunt foarte bucuroasă că sunt în emisiune de fiecare dată. Și ce să vă spun? Îmi place să cânt, îmi place actoria, am foarte multe trofee și medalii și... Tu practic ai crescut odată cu emisiunea, da, asta, ca mult de alte fete. Și cântând și la modă și... Da, erai micuță când ai venit aici, da. Și iată... Și mă bucur de fiecare dată când îi văd rezultatele, chiar îmi dau lacrimile și o felicit din toată inima. Mulțumesc. Da. Și iată că și generația următoare vine din spate, l-avem aici pe Mohamed. Ce faci, mai venit cu revista? Ai apărut o revistă? Da. Da, de ce ai apărut o revistă? Ce ai făcut tu? Am mers prin vera educată, mai am câștigat niște diplome. Da, dar ce ai făcut tu să le câștigi? Ce ai făcut? Modeling, am înțeles. Ai mers frumos și ai zâmbit frumos? Da. Da? O să fii un cuceritor, să înțeleg, nu? Da. Da? Da. Ce ești îmbrăcat acolo? Ești cu un de Crăciun, nu? Da. Foarte frumos. Ești foarte serios acolo, să știi. Tu ești obișnuit tot timpul să râzi așa acolo. Ești foarte, foarte serios. Așa. Da? Da. Da, da. Lângă tine, normal, ia prezintă-te și tu. Și te prezinți? Da. Cum te prezinți? Mă numesc Camila Antonia Petre. Da, mai tare, să știi. Așa mă frumos. Numesc Camila Antonia Petre. Așa frumos, uitându-te la în ochii telespectatorilor. Cum te-am învățat eu? Și cu zâmbetul pe buze, frumos, așa, un zâmbet strângăresc. Cum e zâmbetul tău strângăresc? Nu mai este. Așa. Frumusețea de lângă tine, nimeni alta decât frumoasa Gianina, iată cu o culoare așa, corai,
De vară, de foarte, vară. Foarte frumoasă, asortată cu modelul meu, da. foarte, foarte colorat. Da, da, veterana, veterana, dar de ce noi toți suntem veterani, au toți suntem veterani, veterani mai toți suntem, dar suntem suflet de tinere. Pentru mine tot manechina mea de suflet. Ce faci, draga mea? Cum ești? Un pic obosită, ieri am fost la un eveniment și cu doamna mea, bineînțeles. O să povestim mai duminica viitoare. Povestim mai încolo și venim, iată, cu colecția lansată și duminica viitoare vom mai avea aici o minunăție de fete, probabil și cu Da, și vom prezenta colecția minunatei noastre. Prieten. Deja a devenit colegă de câte ori a fost aici în platou. Da. Și pentru că, iată, l-am prezentat primul, îl voi lăsa tot primul să deschide această frumoasă emisiune, da, pentru că am venit aici și pentru Valeria, acum vreau să-i dedicați, pentru că iată cum vă privește cu drag și cu, și cu mult respect și admirație. Da. Și pentru domnul care, iată, este la acum... Se anunță un alt Constantinica, așa că iată, cu șarp, el, cu tot ce-i trebuie, ai de învățat de la dânsul, să știi că a rupt multe inimi, nu? Era cel mai dorit bărbat, nu? Cum era, doamna Valeria? Și poate este în continuare. Da, nu respectam. Da? Noi nu eram cu iubirea, ca să vă spun. Noi pe vremea noastră nu eram cu iubirea. Nu eram cu iubirea. Nu era cu iubirea. Eram cu respectul. Deci bravo, pe respectul admirat. Este cel mai important. Nu știu, noi, deci era altfel. Deci ne respectam foarte mult. Asta, da. Asta e respectul. Deci noi eram colegi. Eram colegi. Da. Foarte frumos. Da. Mă, Constantin, Nica, vă rog frumos să vă pășiți în studioul numărul 2, da, acolo. Între timp, eu revin la Mohamed. Care, Mohamed, tu azi ce ne-ai pregătit? Mai întâi dansez și după aia o să cânt. Dansez, nu? Da. Păi poate dansez și cu Amira la un moment dat. Ce zici? Dansez? Bine. Dansez? Bine. Bine dansez? Cât de dansă? Cât de bine dansez? Bine. Foarte bine? Dar ce dansezi tu? Care e stilul tău? Care e stilul tău? Face la casa studentului. Spune că acolo te-am văzut. Hai, zi, la casa studentului. La casa studentului și faci tu breakdance, ce dansezi? Din toate am. De toate, de toate. Amina, tu ce dansezi, mă? Poate te împrietenești cu Mohamed și dansați împreună. Că el este Mohamed, tu ești Amira, amândoi aveți numele astea arabești. Da? Blond sunteți amândoi. Cum sunteți? Sunteți mult de mult prieteni? Auzi, mă, sunt prieteni de mult. Da, păi s-au întâlnit aici la platou, la concurs. Ia uite, deci vezi câte lucruri. Nu s-au întâlnit la concurs aici, câte lucruri aflu de fiecare dată. Deci prieteni sunt colegi, da. Exact, exact. Da. Sunt prieteni până la facultate, pentru la facultate și pe urmă fiecare își alege iubirea. Da? Bravo, bravo, felicitări. Deci, iată că s-a pregătit domnul Constantin Nica, este pregătit, iar noi suntem aici să-l admirăm și să-l aplaudăm. O să cânt. Așa că pentru să toți... Da? Mie îmi place ciocolata. O să cânt și tu? Vai de mine, bine. Constantin Nica pentru toți telespectatorii noștri. Sunt pierdut, dar ce simt eu, e sufletul tău și e inima mea la mine în piept undeva. Dă-mi o singură noapte, dă-mi din tot doar o parte. Dă-mi iubirea ta și umple-mi noaptea cu ea. Dă-mi o noapte nebună, dă-mi doar o noapte împreună. Dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Eu ți-am cerut o noapte și o zi, apoi ai vrut cu mine să fii.
dar timpul trecut e mereu la început și noi ne iubim tot mai mult. Dă-mi o singură noapte, dă-mi din tot doar o parte, dă-mi iubirea ta și umple noaptea cu ea. Dă-mi o noapte nebună, dă-mi doar o noapte împreună, dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Aș vrea tot mereu să simt inima ta la mine în piept undeva. Dă-mi o singură noapte, dă-mi din tot doar o parte, dă-mi iubirea ta și umple-n noaptea cu ea. Dă-mi o noapte nebună, dă-mi doar o noapte împreună, dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Dă-mi ceva ce doar tu ai să-mi dai. Nebun, dorul mă bătea ca niciodată. Tu ai apărut pe-al vieții drum, cea mai dulce și frumoasă fată. Și în oglinda ochilor căprui te priveam și mă vedeam pe mine. Cât de mult am așteptat să-ți spun de iubire noastră care vine. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui că nu iubiți iubirea noastră. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui că tu vei fi a mea mireasă. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui că vremea trece, vremea vine. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui că lumea asta altului să te iubească așa ca mine. Trec pe alee sute de perechi unde ne-am văzut întâia oară, unde răsuna un cântec vechi mângâiat pe strună de vioară. Și-n oglinda ochilor căprui te priveam și mă vedeam pe mine. Și ca altă dată vreau să-mi spui de iubirea noastră care vine. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui că nu-i un vis iubirea noastră. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui că tu vei fi a mea mireasă. Aștept
să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui, că vremea trece, vremea vine. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, în lumea asta altului, să te iubească așa la mine. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui, că nu-i un vis iubirea noastră. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui, că tu vei fi a mea mireasă. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, să-mi spună ochii tăi căprui, că vremea trece, vremea vine. Aștept să-mi spui, aștept să-mi spui, că lumea asta altului să te iubească așa ca mine. Pa 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 ta pa da, wa pa 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 da, pa 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 da, wa pa 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 da, pa 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 ta pa da, wa pa 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 da, pa 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 da. Avem ochii căprui, avem ochii căprui. Exact, ochii căprui, am zis hai să merge, că n-am între două, a zis, zice, lasă, te las pe tine, că... Da. Că-i avea știu, păi și... Și când... Un scump, un scump. Tot acolo, Romul. Un scump, un scump. Ce să mai, asta e ce? Ochii căprui, da. Ochii căprui. Deci atât să fură inima oricui. Ochii căprui, așa. Fură inima oricui. Că n-am avut noroc să fie avem ori albaștri, ori vezi, zicem și noi. Da, așa, ce știi care sunt cei. Da, 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 că ne-am dorit albaștri. Domnul ajută! Dar mi-ați plăcut că părăi că domnul albaștri sau vezi. Da, și eu la fel. Colegul meu măceată, dă-l la microfon, s-a stins și microfonul. S-a stins și microfonul, de emoții s-a stins microfonul, cred. Suntem artiști. Corect, așa este. Elena, vino aici, te rog frumos, alături de noi. Știu că tu ești foarte răcită, ai răcit, ai avut, ai fost plecat. Unde ai fost plecată? Foarte bine. Am fost plecat în Polonia. În Polonia? Da. Ce ai fost în Polonia? Corul. Am fost cu corul meu de la Liceul de Arte din Lipati și am luat locul întâi din 24 de țări. Da, da. Plecați și răciți. Plecați și răciți. Ia, că vorbesc singur așa, da? Tu ce ne-ai pregătit azi? V-am pregătit două piese, da. Și sper să vă placă, nu? O să faci pauză între ele, da? Da. Cu pauză între ele. Deci cu pauză. Prima piesă fiind? Prima piesă fiind Doar când ai prieteni. Doar când ai prieteni. Ok. Deci doar când ai prieteni se întâmplă ce? Ce se întâmplă doar când ai prieteni? Ești fericit? Ești, te simți bine, da? Te simți protejat, iubit? Doar când ai prieteni cu Elena Diana Nedelcu. Știu să luăm și să mă feri. Nu cred că este cineva ce nu visează și n-ar vrea să fie în viața sa pe primul loc mereu. Dar lupta nu-i ușoară când e singur, baby. Doar când ai prieten, nu-i nimic să-ți pară prea greu. Descoperi lumea pas cu pas, dar câte taine au rămas. Te simți pierdut ca într-un infinit muzeu. O vorbă se aduce, iar speranța nu-i doar când ai prieten, nu-i nimic să-ți pară prea greu. Copilăria face loc în grabă primei iubiri și simt nevoia să te ajute cineva. Vreau un prieten să-ți deslege sensul unei priviri.
bucurii și nici necaz. Tipul singur, nu o haz, împarte totul cu prietenii mereu. Ia-mă-i lângă tine și la bine și la rău, doar pe prieteni nu-i nimic să-ți pară prea greu. Ce loc în grabă, bine iubit, și-s nevoia să te ajute cineva. Rogi un prieten să-ți deslege sensul unei priviri, hey, și de zici misterul ce se scunde în inima ta. Nici bucurii și nici necaz, de copul singur, nu o haz, împarte totul cu prietenii mereu. Ia-mă-i lângă tine și la bine și la rău, doar când e prieten nu-i nimic să-ți pară prea greu. Doar când e prieten nu-i nimic să-ți pară prea greu. Doar când e prieten nu-i nimic să-ți pară prea greu. Iată, și răgușită, ea săracă a cântat live, felicitări, ia loc acolo lângă că eu am venit aici lângă doamna Valeria, care se pregătește să plece în Paris. Ce face ține? De fapt, femeia asta oriunde este, dar nu acasă. Niciodată, deci în orice colț al planetei, aia a fost în America. Da. Din America a plecat în Italia. Da, deci anul ăsta am fost așa, în Ierusalim, la Ierusalim, în Spania, la New York, în Italia, într-un pelerinaj acum. Da. Venit, da. Voi pleca pe 3 septembrie în Dubai și pe urmă voi pleca la Paris. Nu mai fost la Paris, dar de data aceasta plec la o expoziție de pictură unde sunt invitată de Asociația Caja din Paris, intermediul doamnei Silvia Minasian. Această asociație a venit și anul trecut la noi, la Pitești, când a fost Sinfonia Lalelelor, și timp de o săptămână, fetele din Franța, pictorițele, au avut expoziție la Biblioteca Județeană, timp de o săptămână. Acum este rândul nostru să plecăm la Paris, da? Și chiar uite, să nu greșesc, eu voi pleca cu o expoziție de costume populare, că v-am spus că am o asociație culturală și am cele mai frumoase costume ale mele. Poate facem o prezentare aici, da, că așa este frumos. Da, da, să fapt, cred că am făcut, dacă nu mă înșel, nu? Da, da, mai chiar eu am purtat un costum. Da, chiar eu am purtat un costum, cred că acum 2 ani. Da, eu țin foarte mult. Nu, acum un an, chiar eram însărcinată. Da, la costumele, da, ți-l-am dat eu, dacă... Da, ți-l-am dat eu. Eu țin foarte mult la aceste costume populare. Simt că mă reprezintă, nu numai că am dansat, mi-amintesc că, cu drag, când am fost în 76, după ce am venit de la Agrigento, de la un festival, am fost în studiul la Rafaela Cara și îmbrăcată în costum popular, a spus că îmi stă foarte bine în acest costum popular. Mi-au rămas, cred că, cuvintele așa la suflet și de câte ori plecam în străinătate, se făcea masa festivă. Eu nu mă îmbrăcam în rochițele mele și rămâneam în portul popular. De regulă rămâneam în costumul de ouaș, care era ultimul care se încheia și mi-amintesc că eram slăbuță și blonduță și la final, la dansul de ouaș, se face obicei cu căruța și mă purtau sus pe umeri, da, și eu cu țineam niște bete și mă făceam că dau doi băieți așa care făceau cum ar fi niște căluți. Și rămâneam în acest costum popular pentru că am stătea foarte frumos în el.
Și cu timpul am și dansat în trei ansambluri, am făcut parte din ansamblul Doru, încă de când, pe vremea liceului, și primul turneu a fost în Belgia. Pe urmă, fiind proiectant la petrochimie, am făcut parte din ansamblul petrochimiei cu regătatul acum două săptămâni, domnul Mariană Stănoiu, care ne privește de acolo de sus. Da. Dumnezeu să-l ierte. Am făcut și la Casa Sindicatului tot cu dumnealui, am avut foarte multe turnee. Deci plecam de trei ori, făcând parte în trei ansamblu, plecam nu numai în țară, dar și în țară, de trei ori. Era mare lucru pe vremea, să zic, postului regim, ca să vezi lumea, da? Și după ce am făcut 20 de ani de proiectare, m-am mutat la Casa Studentului și am făcut eu coreografie. Am făcut ansamblu, cred că am fost unicat în țară, să faci ansamblu din misele universității și din cei mai frumoși studenți. Mi-am amintesc că domnul decan Dumitrescu m-am dus la facultate la Are și am ales pe cei mai frumoși și le-am spus în luna martie, mi-am amintesc că am făcut ansamblu și în două luni noi am plecat în Franța, la Nancy, acolo am fost invitați, dar am făcut un turneu, să zic că am văzut lumea, plecam timp de o lună de zile. Și era mare lucru, deci faptul că am plecat cu acești studenți și am dus, cum a dus și domnul Ancea și celălalt, i-am dus peste tot, cred că mi-a umplut sufletul așa de bucurie și chiar și anul acesta eu fac, eu vreau să fac nu numai modă, așa să zic, cu pictură cu doamna Rodica Mihalache, dar și dansuri populare, să învăț și pe cei mici, da? Și chiar îi invit pe toți să vină sâmbăta la bibliotecă la ora 10 sau luni, mă găsesc și luni și miercuri la sala sportului și șoia, unde sunt coordonatoarea centrului de tineret din partea de JTS, centrul de tineret care este la sala sporturilor, ca să coordonez activitățile tinerilor. Mai avem încă luna aceasta și luna viitoare se va încheia acest proiect. Dar să revenim la costumele populare. Mă bucur că am și pe Claudia lângă mine, care pictează din acest pelerinaj. Am pus mult, ca și cum, poate m-ați văzut pe Facebook, da. Am pus că nu toată lumea va ajunge acolo, la aceste mici mănăstiri, să zic așa, și un respect și o iubire pentru Ardelen, pentru că au păstrat aceste locuri sfinte. Mie mi-au dat lacrimile pe unde am putut să ajung în România și am văzut cum eu am fost cu părintele de la mine din comună, de la Leorden, de la Glâmbocata, părintele Ioan Grigore, și are un har așa de frumos să și cânta. Și în momentul când cânta, era un pictor și picta. Și am imortalizat foarte bine scena când el picta și preotul cânta. Deci mi-au rămas așa la suflet. Voi face și o tabără de pictură, să zic, plus la mine, că ați văzut că mai pun pe plus la mine la casa părintească, dar scopul este să ajungem la casa memorială din Lipati, care este aproape de mine, este la Ciolcești, este la Glimocata, la Ordin Glimocata, la câțiva kilometri de mine, și vom merge cu copii. Vreau să fie în costum populare și să desenăm și casa memorială, dar și ceva românesc de la noi din partea asta din Argeș. Da. Revenim? Da, foarte frumos, vorbește doamna Valeria, te afunzi așa frumos în discursul dânsă, impecabil, e ca o poveste, așa, e un foarte bun orator, un foarte bun orator. Scumpă, nu, așa este. Scumpă, mulțumesc din suflet. Mohamed. Da? Ai văzut ce frumos a cântat domnul Constantinica? Da. Ai văzut? Și ce înseamnă prestanță de bărbat adevărat? Da? Așa devii și tu? Ne vom forma. Te formezi, da? Da. Dar vezi să fai o singură... Știi că tu ești arabă, că ești arab? Da. Algerian, eu am fost Algerian. În Algeria. Eu cred că sunt singură. Am fost în Algeria. Am spus de tot. Ei, și am fost în Algeria. Da? Păi mai ales tu. Mai ales tu, da. Mai ales tu. Deci... Ai grijă cu iubit, cu asta, da? Deci să fii fidel unei singure femei, da? Da? Da. Perfect, da? Deci ea dansează, promis, da? Ea dansează-ne și încântă-ne cu dansul tău. Am înțeles că ne-ai pregătit un dans. Da.
Ești dansator acum, nu? Mai ești cântăreț. Ești dansator. Mohamed. Que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Me at the Ram Dance man, Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that I'm a storm, me at the boom shot. I tap and never lay it down flat in a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reaching a hit top. Ceva... Mă așteptam la vreo da, lecție, da, ce mai știe? Acolo. Ce faci acolo? Tu ce ai scrie pe tine că ești ediția limitată? Absolut. Limited. Da, asta ești ediția limitată? E bine, mă, Mohamed. Așa trebuie să fie, ediția limitată, da? Fiecare, noi suntem unici, nu? Fiecare individ, în felul nostru. Da. Gianina, tu ce zici, măi? Da, la mir cu băiețelul ăsta, rog de tot. Hai, vino, vino aici. Rămăsesc. Chiar m-am mirat când l-am văzut, acum a crescut foarte repede și s-a înălțat, are succes. S-a înălțat, iată că ei cresc și noi bătrânii. Nu, asta deci nu. Vin de atâția ani aici, sunt iată de la 3-4 anișori. Deja anul ăsta, da, am primit 8 ani de cuvintă. Eu sunt foarte încântată când îi văd, pentru că, ia spune Mohamed, ne-am întâlnit la, da. La Casa de Cultură, da. Bascov și a trebuit să plecăm la un concurs la București. La București, nu știu, pe la sectoarul, da, sectoarul da, 2-3. Da, trebuie să spun un concurs. Și trebuia să spună și o poezie și un cântec. Și la fel ca și el, la fel ca și Carina și Luca, acum sunt plecați la mare, da, mi-a plăcut că i-am inspirat să cânte și la fel. Nu, îmi spune
îmi spui poezia așa și când spunea poezia se uita numai la mine și chiar și la mama m-a văzut că a zâmbit. Deci eu am încercat să le spun. Sau, de exemplu, la Carina, cânta cântecul, sunt o fată, sunt frumoasă. Și eu îi spuneam, și de fel sunt mărunțică și mărunțică, și la fel cum am făcut eu. Doamna Valica, cuvântul meu, mi-aduc aminte că aveam și eu 14 ani și dacă nu erați dumneavoastră în juriu și tot timpul aclamați și aplaudați și zâmbeați și mă încurajați, și mi-au rămas și mi-au rămas copiii la suflet când i-am văzut exact cum făcea deși Carina și el, cum mi-a spus eu și nu sunt până la altă tab, exact cum se uita la mine așa și mi-au dat lacrimile că m-au ascultat. Da, foarte, foarte frumos. Da, m-au ascultat și eu am încercat așa să le spun de la început și zic, măi, și curaj, și frumos, așa. Și... Da, avem telespectatorii noștri au acum în fața dânșilor. Eu zic că sunteți așa niște icoane din toate punctele de vedere, pentru că din toate punctele de vedere și domnul Constantin Nica și dumneavoastră sunteți doi oameni care inspirați și contează foarte mult. Da, vă mulțumesc. Și inspirați generații și iată că continuați să o faceți, atât domnul Constantin Nica la teatru, da, cât și dumneavoastră prin toate acțiunile pe care le ocupați. Cei mai frumoși și cei mai bune le-am avut pe cantă și acum sunt... Exact. Asta rămâne. Este singura mulțumire. Este singura bogăție care îți rămâne în suflet. Da. Nu trebuie nimic altceva. Exact. Mai presus decât orice. Mai presus decât să fii o persoană cunoscută în toată România, să fii vedetă, să ai paparații după tine. Asta sunt niște lucruri trecătoare. Acum e sus, mine jos. Dar un om care are un parcurs atât de frumos și atât de curaj și de transparent și un om care inspiră pe alții și din mâna căruia iese atâtea generații, că am reamintit și de domnul Reposatu, domnul Marian Stănoiu, Dumnezeu să-l ierte, la fel, oameni care și-au adus aportul zilnic la crearea de note, de noi talente, de viitoare steluțe, da, iată că omulețul ăsta era atât, că acum ai atât, mâine, apoi mâine îl vezi pe scenele internaționale. Contează foarte mult. Și un sfat pe care îl dea unui copil, cum spuneați, am învățat să fac așa, să gesticulez așa. Da, și contează foarte mult. Da. Pentru că ei se pierd, este o generație care ușor, ușor se pierde în jocuri virtuale. Mă uitam la copiii mei care stau și că socializează, vin vecini de peste drum și socializează împreună cu niște laptopuri în față, în bucătărie, pe masă, socializează amândoi în fața unui joc virtual. Da. Nu, copiii trebuie să iasă afară, trebuie să învețe, să facă lucruri, să le iasă din mâna lor ce va, contează foarte mult decât să pierd în realitatea asta virtuală, care nu-i dezvoltă cu absolut nimic. Am primit de ziua mea de la Mihai Vlaicu, acum este la ProTV și el, și mi-a spus doamna Vali, vă mulțumesc din suflet că eu i-am băgat la Casa Sculptorilor așa cu manechine și zice, știu cât ați făcut pentru cei de la Simplu. Eu am o asociație culturală și mi-amintesc când veneau și se dădeau peste cap, cum făceau ei figurile acolo, director zicea, iar au venit băieții aceia. Nu, lăsați-i că eu fusesem în Franța și văzusem acel nou stil de dans. Da. Și eu am fost prima care pe asociația mea le-am făcut un proiect. Le-am luat primul linoleu. Deci au fost atât de încântați când le-am cumpărat linoleu. Și am găsit un sponsor pe cineva ca să-l cumpere. Și faptul că le-am făcut primul festival și eu au adus din țară pe toți copiii la noi, la Casa Studentului, le-am cumpărat și niște cupe, i-am și cazat, nu-mi trebuie scapul la Balcescu, faptul că i-am făcut dintr-o dată mari, i-am făcut cunoscuți. Și sunt atât de trupa Simplu, da, cu Smail, cu Pitică, sunt atât de recunoscători și cum merg și doamna profesoară, vă mulțumim din suflet. Deci dacă n-ar fi fost cineva să îi promoveze un pic la început, poate că nu erau atât. De câte ori îi văd, chiar mă bucur și zic, poate că am pus și o cărămidă acolo la... A spus temelia. La temelia, exact. Deci am fost și eu acolo ca să-i susțin și... Dar de câte ori m-am uitat la televizor și dimineața, nu mai zic la altă emisiune, dar la alt canal, și când vedem blonda aia frumoasă, să știți că este a noastră, este Andreea Marinescu, da? Și, sau Denichi, sau Izu, sau sunt copiii care mi-au prezentat, au fost și manechini, și la fel ca și dumneavoastră, deci ca și dumneavoastră ați făcut un pic în modă. Deci sunteți în fața camerelor de luat vedere și acum eu când îi văd
la televiziune, umplu de sfânt în bucurie. Nu mai spun că pe Ioana Raic sau pe Mirela Bănică, acum sunt la două agenții mari de agenții de turism, de numai de avioane, da? Și sunt deja șefe. Da, sunt deja, au ajuns foarte bine. Mă bucur din suflet că așa de mic, au fost și model, au învățat și facultate, au fost foarte serioase de așa și au ajuns nu numai că sunt lucrează acolo, dar sunt șef. Ultima dată când am venit cu avionul, zic că o cunosc pe niște. Și mi-a spus, zice, dar este șefa noastră și la fel și cealaltă, este șefa noastră, deci mă bucur de succesul lor. Și chiar... Doamne, și aveți mână bună, domnule. Asta este bine. Constantinica, da. Iată că se pregătește din nou să-i cânte pe telespectatorii noștri. Mai cântăm? Mai cântăm? Da, mai cântăm, că trebuie. Vorbim, cântăm, dansăm, e normală. Este o emisiune cu de toate, o emisiune de divertisment, trebuie să cântăm publicul nostru și cum altfel decât cu vocea acestui ilustru domn Constantinic. Tu te-ai pregătit să cânti și a doua piesă, da? Da, da, da. Da? Da. Ai văzut că l-ai acolo pe maestru care îți poate da indicații, da? Da. Unde greșești și trebuie să îndrepti, tu ești într-o continuă evoluție în momentul de față. Ai trecut de la actorie, ai trecut dans, le-ai făcut pe toate, flaut, exact. Deci, pur și simplu, non-stop, fata asta este alături de bunicuța ta, bunicuța ta este ok acum? Da, este foarte bine. Mă bucur, o să rătăm, că este... Deci, iată să-l ascultăm pe domnul Constantinica și tu te pregătești apoi, imediat, de live. La 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 la
draga mea, cine ești? Pe ce drum ocolit rătăcești? Unde nu te-ai gândit, unde nu ai simțit că un om singuratic te cheamă? Eu te caut, te-aștept neîncetat să-ți ofer un izvor minunat care curge ușor cu speranță și dor să te apropii de el fără teamă. Hai cu mine, dragostea mea, bucurii noi doi vom avea. Cerul din noi va fi veșnic senin și cupa vieții sorbi vom din plin. Hai cu mine pe căi de vis, pentru noi o carte am deschis. E cartea dragă a vieții în doi, pe care o citim amândoi. Draga mea, vei veni, flori și fluturi te vor însoți și un tainic fior vei pluti ca un nor de lumină spre mare iubire. Se împlinește acum visul meu, împreună vom fi tot mereu. Fericiți vom trăi, adunând bucurii din a dragostei sfântă menire. Hai cu mine, dragostea mea, bucurii noi doi vom avea. Cerul din noi va fi veșnic senin și cupa vieții sorbi vom din plin. Hai cu mine pe căi de vis, pentru noi o carte am deschis. E cartea dragă a vieții în doi, pe care o citim amândoi. Hai cu mine, dragostea mea, bucurii noi doi vom avea. Cerul din noi va fi veșnic senin și cupa vieții sorbi vom din plin. Hai cu mine pe căi de vis, pentru noi o carte am deschis. E cartea dragă a vieții.